Salutare colegii, mă întrebat unii dintre voi în, în privat cam câte de să preparați atunci când mergeți la crape Dunăre și pescuiți la momitor sau la metod. Știți foarte bine că folosesc de fiecare dată Wild Carp de la Fideric și deja este din ce în ce mai folosită în întreaga țară și vreau să vă arăt că la fiecare partidă, ia uite -te. nu fac foarte multă. De ce nu fac foarte multă? Pentru că scopul este ca nada să fie mega mega colantă ca să reziste în curent chiar și câteva zeci de minute de obicei în pescuitul la crap prezentările dacă ei să fac o statistică a ultimilor 15 ani să spun de când pescuiesc mai intens așa la crape pe dunere pe ape sălbatice media prezentărilor este undeva la 45 de minute. Și dai seama, să aștepți și în curești totul tot și tu să nu mai ai nadă pe momitor, deci ai pierdut mult din, din partida. Deci de-aia vă spun, nu faceți multă nadă, uh faceți dacă se poate o jumătate de pungă după aia, pentru că ea se umezește foarte repede, trebuie să fie colantă, trebuie să stea foarte bine acolo, aia e toată chestia. Dacă nu stă așa, nu o să aveți rezultate, 100%. Că mulți v-ați întrebat, domnule, dar eu lansez și după 15 minute scot și nu mi-am nadă. nu i bine deloc, nu o să prinzi nimic, garantat. Pentru că nu m-a prins un accident, că nada se spală toată, face nor, să aduce pe mici. Ea trebuie să fie să stea foarte bine acolo, să fie nici foarte tare umezită, să fie ca o pastă, că iarăi e prea moale. Dar nici, nici să nu fie foarte, foarte uscate. Deci trebuie să o simți în podul palmei că e umed așa și se strânge foarte bine pe momitor și o presați bine acolo. Crapul trebuie să vină să sugă de pe ea acolo și să ia și cârligul. Bine? Hai că ne mai auzim. Salutare!